1875 el era în cercul, în societatea gravorilor francezi. Să nu uităm că practic așa el s-a apropiat de opera lui Corot și s-a apropiat de Corot. Chiar cunoștea foarte bine tratatul lui Lanan. Da, deci erau, iată cum o tehnică avea într-un fel să-i marcheze destinele. El cunoscând și venind în contact în permanență cu arta franceză, a descoperit litografia în, odată cu apariția caricaturii în caricaturii color, întâi în revista La Caricature și după aceea în La Charivari. Dar La Charivari, într-adevăr, în ziarele vremii apărea caricatură color, tehnică pe care a învățat-o foarte repede. Și el atunci a început să-și transpună o parte din tablouri, deja am amintit, din tablourile istorice, să facă aceste lucrări de grafică color și care să le răspândească tocmai pentru a-și atinge scopul social. Și scopul lui social a fost acela al unificării statului român. Să nu uităm, apropo de pictura istorică, am uitat votul de la 1859. Pentru votul de la 1859, o compoziție mare, o putem considera istorică, el a pictat în 1960, deci la niciun an. Da. Dar cum? Toate fotografiile celor care au votat, pentru că nu-i cunoștea, n-avea de unde să-i știe, le-a primit de la Carol Pop de Satmarii fotografiile. Și fusese la fața locului. Exact, și așa a putut să prelucreze portretele acestora, pentru că acolo fiecare personaj are o altă mișcare. Și o psihologie de aparte. Da. Deci, poftiți. Acestea sunt în gravură, el atinge toate temele, de la temele rustice, de la temele peisajului, la cel al compoziției, peisajele citadine, peisajele orientale. El desena foarte repede și după aceea avea posibilitatea să le treacă în tehnica aquafort. Aș dori să prezentăm telespectatorilor noștri câteva monografii Aman. Da. O monografie Teodor Aman a lui Vasile Florea. Da, este din anul, să ne vorbiți despre ea. Din anul 2010, este o monografie care venea, de fapt, după o carte de autoritate, cea lui Radu Bogdan, albumul său Aman, editat în 1956. Dar studiile cele mai importante și care, într-adevăr, sunt și pentru specialiști, dar și pentru marele public, este cartea Centenar Teodor Aman, din 1991, din 1991, care a însoțit marea expoziție retrospectivă gândită și realizată de doctorul Adrian Silvan Ionescu, în prezent este directorul Institutului Academiei Române George Oprescu de la București. Și nu în ultimul rând, această monografie. Da, e de fapt mai mult, este un album și un catalog de expoziție, e marea expoziție din 2011, la care a participat și muzeul nostru și alte 15 muzee de artă de prestigiu din România. Muzeul Cotroceni? Da, expoziția a fost făcută la Muzeul Cotroceni și având ca curator și asigurând partea științifică tot doctorul Adrian Silvan Ionescu, care la ora actuală este cel mai bun specialist pe opera. Deci ar mai trebui să mai amintim o serie întreagă de lucruri. Vedeți, în momentul în care Teodor Aman vine de la Paris în România, deci ce pictori avea? Constantin Leca, care făcuse la Buda,
o perioadă, se pare, destul de scurtă, de vreo 2 ani, Carol Wallstein, care făcuse studii la Viena, era Gheorghe Tătărescu, care făcuse studiile la Roma, mai era pictorul de origine cehă, Anton Kladek, cel care pe la 1828 își deschidea primul atelier de pictură. Este foarte interesant anunțul pe care îl dădea în Curierul Românesc, așa, anunțând că face portrete, așa, și care într-un fel avea să instituie acest mod de a te prezenta în societate al portretelor de familie, de aceleași dimensiuni, o soție, acestea întotdeauna trebuiau să fie, să-i spunem, în sufragerie sau camera din față, deci locul unde îți primeai musafirii, era ca un fel de obicei al ctitorilor, așa cum îl întâlnim în biserici cu portretele ctitorilor în pronaos, același obicei, iată, s-a transferat în viața civilă. Și mai era pictorul monumentalist și fotograful care a fost Carol Pop de Sadmari. Iată așadar, Aman a găsit un mare gol, dar el a întemeiat învățământul artistic. După aceea a întemeiat unitatea artiștilor în jurul unui mare eveniment, expoziția artiștilor în viață. A întemeiat obiceiul de a promova tinerii. Odată ca director al Academiei de Arte Frumoase, în al doilea rând ca organizator de expoziții. Păi să nu uităm că, de fapt, în 1872, când Grigorescu debutează cu 38 de tablouri, expoziția e făcută de Aman. Iar Aman își introduce în expoziție doar 4 tablouri, dar dându-se seama de calitatea lui Grigorescu, toate tablourile pe care le-a propus Grigorescu, i le-a băgat în această expoziție artiștilor în viață. Viața. Adică l-a lansat... De la București. Da, păi nu, dar l-a lansat dintr-o dată. Acum, ca să vedeți ce înseamnă... Și-a dat seama de talentul său și nu l-a obturat. Păi da. La ce a însemnat și învățământul? Învățământul artistic superior... La Iași s-a înființat cu 3 ani mai devreme decât la București. La București, fiind Teodor Aman și școlii la Paris, sistemul de a învăța la Academia de Arte Frumoase a fost identic cu cel parizian. Cel de la Iași a fost după sistemul școlii de la München, acolo unde Baldassare și-a făcut studiile. Adică, asta însemnând aproape 3 ani numai desen după forme, după mulaje de gips și foarte puțin desen după model, ceea ce, în schimb, se făcea la școala de la București. Ei, lucrul acesta și-a pus amprenta și pe generațiile următoare. Și noi așa trebuie să vedem de ce Grigorescu a fost primit cu brațele deschise de toată lumea și toți l-au considerat dintr-o dată ca un artist format, primit în toate mediile sociale. Pentru că, vedeți dumneavoastră, el a venit pe un teren pregătit de Teodor Aman. Să nu uităm, toate scenele rurale ale lui Teodor Aman, ați amintit de horele de peste Olt și cele 4 variante care există, de asemenea